Iohannis declară că după alegerile parlamentare din acest an nu va nominaliza persoane independente politic pentru funcția de premier și că România va avea un guvern politic. Șeful statului a precizat că nu va nominaliza persoane independente politic pentru poziția de premier al României după alegerile parlamentare. Iohannis a subliniat faptul că România va avea un guvern politic. După alegerile parlamentare, nu voi nominaliza persoane independente politic pentru poziția de premier al României. Am mai spus-o și mai repet. După alegeri, vom avea un guvern politic, asta însemnând că toată lumea va reprezenta un partid. Așa funcționează democrația. Întrebat care va fi poziția sa dacă se va contura o altă majoritate care îl propune pe Dacian Cioloș premier, Iohannis a răspuns că atunci poziția sa va trebui să fie cea pe care a avut-o și în 2009. Mulți își pun întrebarea dacă Dacian Cioloș rămâne un premier independent și după aceea se retrage, sau dacă dorește să-și continue anumite proiecte și recunosc că personal cred că ar face bine să continue proiecte, are proiecte bune începute, dar atunci să își declare măcar simpatia sau adeziunea sau preferința pentru partidul cu care ar putea să colaboreze în viitor, sigur, după alegerile parlamentare.